Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Telemedicina. Iată, doamnelor și domnilor, că în această seară vă propunem o emisiune cu o temă din domeniul cardiologiei. Așadar, în această seară, în direct cu dumneavoastră, doamna profesor universitar dr. Cătălina Arsenescu-Georgescu, șefa clinicii de cardiologie medicală de la Institutul de Boli Cardiovasculare George Georgescu din Iași. Doamna profesor, bine ați revenit la Telemedicina, în direct cu telespectatorii noștri. Bună seara, mă bucur să fim din nou împreună. Cred că și telespectatorii se bucură pentru că vă pot adresa întrebări 0232-229913, numărul nostru de telefon, cu care telespectatorii noștri fideli sunt deja obișnuiți pentru că ne sună de fiecare dată, nu numai la Telemedicina, ci și la celelalte emisiuni în direct cu domniile lor. Așadar, doamna profesor, ne-am propus pentru această seară o temă și anume urgențe în cardiologie. Să vedem ce reprezintă acest termen de urgențe în cardiologie și care sunt bolile care se încadrează în așa zisele urgențe. Ne-am propus o temă ambițioasă pentru că este foarte cuprinzătoare, este într-adevăr o temă fierbinte și care ar putea să treacă în revistă absolut toată patologia cardiovasculară. Ce înțelegem printr-o urgență cardiovasculară, cardiologică, deci urgență în general, este vorba de un cumul de semne și simptome care poate să pună viața în pericol. Acest lucru presupune o intervenție rapidă pentru restabilirea stării de echilibru a organismului. La modul general, sunt doar câteva semne care sunt foarte ușor de recunoscut și de identificat pentru a putea categorisi sau încadra pacientul în această entitate. Putem spune din start că este vorba de urgențe cardiologice propriu-zise sau urgențe cardiovasculare, urgențe chirurgicale. Deci există urgențe care țin de domeniul chirurgiei cardiace și care obligator o intervenție chirurgicală este salutară și cu cât mai repede, cu atât mai bine, dar în egală măsură există urgențele noastre cardiologice care de fapt sunt niște elemente grave în care fiecare din patologia cardiovasculară poate să treacă printr-o etapă acută de urgență, după care se stabilizează și trece în situația cronică. Spuneam că sunt niște elemente simple. Este suficient să se modifice pulsul și tensiunea, poate să treacă în extreme, fie prea jos, fie prea ridicate și poate să constituie o urgență. Aș da un mic exemplu. O tensiune care este mică presupune chiar un șoc cardiogen, un șoc care presupune o urgență, care în spatele acestei căderi tensionale stă o altă boală care poate să fie inițiat această stare critică a pacientului. În egală măsură, o creștere a tensiunii peste valorile normale, care ajung până la valori critice peste 180-110, poate să constituie o urgență. Iată, vorbim de extreme, în ambele situații pacientul poate să fie într-o situație de pericol. Firesc, trebuiește o intervenție rapidă. Spuneam de puls. Un puls care este scăzut, 30-40 pe minut, poate să pună viața în pericol. Pacientul poate să facă o sincopă și atunci doar o resuscitare eficientă și o intervenție rapidă pentru aranjarea frecvenței cardiace poate să salveze pacientul, respectiv o stimulare temporară urmată de o stimulare permanentă. În condițiile în care frecvența cardiacă este mare, peste 120, 140, 200, acest lucru presupune o urgență, pentru că de aici poate să rezulte niște manifestări clinice care poate să genereze un risc vital. Deci iată doar niște elemente simple cu care ne-am obișnuit să jonglăm noi, fiecare dintre noi acum acasă și dintre pacienții noștri, obișnuiesc să-și ia tensiunea și pulsul. Iată niște situații care poate să devină urgență. Dar aceasta ca să dau un exemplu, să spunem, ușor, facil de înțeles. Dar de fapt, patologia cardiovasculară este complexă și poate, într-adevăr, să presupună niște elemente clinice majore care să genereze, într-adevăr,
un risc vital. Doamna profesor, ca să înțeleagă telespectatorii mai bine, spuneați că și hipotensiunea și hipertensiunea, sigur, poate să reprezinte o urgență în cardiologie. Așa este. Tensiune mică ce înseamnă, ca să știe telespectatorii? Știți, noi spunem că o tensiune normală este sub 140/90. Există și aici niște lucruri interpretabile. Depinde și de vârstă. Există persoane care de fond structural au o tensiune, să spunem, de 100 sistolica. Nu putem spune că sunt bolnave sau constituie o urgență, o urgență în reglarea tensiunii arteriale, dar depinde de la ce valoare ai pornit. De că ai pornit de la o valoare care este mare, 180 de exemplu, și dintr-o anumită situație în care a apărut un element acut cardiovascular, tensiunea poate să se prăbușească. De exemplu, un pacient hipertensiv poate să instaleze un infarct de miocard. De unde era hipertensiv, ajunge să fie în șoc cardiogen și atunci, iată, apare urgența. În general, spunem, dacă o tensiune este sub 70 mm sistolică, atunci constituie o stare de șoc și reprezintă o stare critică. Dacă un puls este sub 50, depinde și aici cu cât este obișnuit pacientul, dar în general, ca regulă generală, sub 50, ne punem problema că ceva se întâmplă care nu este normal, evident. Deci există niște limite sau un interval în care putem jongla cu această noțiune de element critic. Și dacă ar fi să ne gândim la o creștere a valorii tensionale, sunt anumiți pacienți care, fără să-și ia un anume tratament, ei spun că se simt foarte bine, că au o tensiune de 160 sau 170 și că nu simt nevoia să consulte un cardiolog. Sigur. E bine sau nu e bine? Nu este bine. De foarte multe ori spun, ce bine ar fi dacă de fiecare dată, când ar exista o abatere de la starea de normalitate hemodinamică, s-ar întâmpla un element, un simptom, o durere, care să atragă atenția. Din păcate, o persoană poate să evolueze cu tensiunea crescută, deci să fie hipertensivă 10-20 de ani, fără să aibă simptome. Acest lucru este un element de gravitate. Pentru că asta înseamnă că în acei ani, sigur, s-au întâmplat niște elemente vasculare care poate să pună la un anumit moment, într-o anumită situație critică, poate să pună viața în pericol. Deci, dacă persoanele s-au obișnuit cu o valoare tensională crescută, nu mai percep. În momentul în care, în mod normal, o persoană are 120-130 mm sistolica, atunci, în momentul în care, să spunem, la un stres, la o emoție, face o tensiune de 160, sigur o percepe, sigur o simte și atunci simte nevoia imediat să-și ia tensiunea, să se adreseze medicului, află pe urmă mai departe și este bine că se întâmplă așa, că putem preveni niște complicații majore. Deci, iată că depinde și de starea hemodinamică a fiecăruia. Unii au niște valori, să spunem, tensionale scăzute pe care nu le percep, reprezintă starea lor de bine, pentru că așa este structura persoanelor respective. Dar acestea sunt excepțiile. Normalitatea reprezintă ceea ce am spus, valoarea de sub 140/90. Dacă ar fi să ne gândim la categoriile cu risc de a face urgențe, de a reprezenta o urgență în cardiologie, sigur că da. Care ar fi aceste persoane cu risc? Sunt niște clase de boli cardiovasculare care intră într-adevăr în categoria de urgență. Și în primul rând aș spune, este vorba de sindromele coronariene acute. Când spun sindrom coronarian acut, înseamnă o durere prelungită care poate să evolueze către infarct miocardic. Când am spus infarct miocardic, evident că este o urgență și atunci, într-adevăr, persoanele trebuie să se adreseze cât mai repede la un serviciu medical. Dacă e să o luăm ca și suferință coronariană. Mai departe, aritmiile. Aritmiile reprezintă un element de gravitate, depinde și ce tip de aritmie. Dacă este vorba, există niște aritmii care sunt cu risc vital, tahicardie ventriculară, fibrilație ventriculară generată de o tulburare electrolitică sau de altă patologie cardiovasculară. Iată și aritmiile cu frecvență crescută poate să genereze o stare de șoc și un risc de pierdere a cunoștinței. Mai departe, o creștere tensională, o creștere, să spunem, bruscă, așa zisa encefalopatie hipertensivă, cu manifestări neurologice, reprezintă o urgență. De ce? Pentru că dacă nu este
rapid întreruptă această creștere tensională, poate să reziste, să rezulte un accident vascular cerebral, o hemoragie cerebrală, deci niște lucruri care e clar că poate să lase o sechelă cardiovasculară pe viață. Deci, iată, un alt tip de urgență. Dar să nu ne gândim numai la inimă. Pentru că urgențe poate să fie și strict vasculare, nu numai neapărat centrale, poate să fie periferice. Ia să ne gândim că se întâmplă o obstrucție a circulației periferice și atunci imediat se manifestă printr-o durere, modificări de culoare la nivelul tegumentelor, la nivelul extremităților, reprezintă o urgență, urgență chirurgicală de această dată. Da, profesor, cer scuze să preluăm un telefon. Cu mare plăcere. Să vedem dacă mai este telespectatorul, nu mai este, îl rugăm să revină. Deci spuneam patologie vasculară. Patologie vasculară care poate să fie arterială, așa cum am spus, obstrucția vasculară, sau poate să fie de tip venos, de la aparent, să spunem, simple varice, poate să apară o complicație cardiacă cu risc vital. Este vorba de embolia pulmonară. Embolie pulmonară, deci un cheag care poate să migreze de la nivelul varicilor, se poate opri în cavitățile inimii, în cavitățile drepte și poate să rezulte o dramă realmente și intră într-un diagnostic diferențial cu o suferință coronariană. Ambele sunt la fel de grave și ambele pun viața în pericol. Deci iată doar câteva repere. Deci spuneam, toate categoriile de patologie poate să evolueze într-o anumită fază ca și fază acută, după care, după intervenția medicală, se pot stabiliza. Doamnă profesor, după ce am văzut mai multe tipuri de boli care pot reprezenta urgențe în cardiologie, să răspundem la telefon mai întâi, după să care ne continuăm da? Ideea. Bună seara! Vă ascultăm. Bună seara! Bună seara! De unde ne sunați? Din Iași. Din Iași. Vă ascultăm. Bună seara, doamnă. O întrebare pentru doamna doctor. Vă rog, vă ascult. Dacă se poate să ne explice, când e vorba de tensiune, să ne explice exact. Avem 14, avem 12, avem 18, pentru că noi nu înțelegem toți această metodologie a doamnei doctor. O valoare, te sigur că da, vă răspundem foarte frumos și pe înțelesul tuturor. O valoare tensională normală la o persoană adultă este sub valoare de 140/90. În momentul când depășim valoarea de 140/90, reprezintă deja etapa de hipertensiune arterială. Hipertensiune arterială care poate fi de diverse grade de severitate în raport cu valoarea tensională. Dar ca să spunem că este o urgență în hipertensiune arterială, atunci ea trebuie să depășească 180/110, element care de obicei se însoțește de numeroase simptome. Deci, pentru ca hipertensiunea arterială să devină urgență, trebuie să ajungă la un anumit prag, așa cum am spus, 180/110, și această creștere eventual să fie bruscă. Pentru că dacă este o creștere treptată, organismul are capacitatea de a se adapta. Și această creștere bruscă poate fi generată uneori și de o incorectitudine în ceea ce privește tratamentul. Iată, întreruperea bruscă a tratamentului poate să constituie o cauză de creștere a tensiunii arteriale majore și poate să genereze o urgență. Sau un efort fizic deosebit, poate, sau un stres deosebit, poate să genereze creștere tensională și cu un risc de un accident vascular cerebral. Deci depinde ritmul în care se produce această creștere a tensiunii arteriale, pentru ca să devină o urgență. Pentru că altfel, dacă hipertensiunea arterială evoluează lent, progresiv, cu creștere treptată, atunci sunt afectate anumite organe, dar silențios, fără să existe elementul de urgență. Da, nu știu dacă doamna mai este în legătură directă cu noi. Dacă nu ne-a ascultat, și eu sunt convinsă că doamna ne-a înțeles, cu termenii absolut în care să ne înțeleagă telespectatorii noștri. Îi dorim multă sănătate și așteptăm în continuare telefoanele telespectatorilor noștri. Doamna profesor, care ar fi factorii de risc pentru a
apărea o urgență în cardiologie pentru a ști telespectatorii să evite acești factori, să nu cumva să ajungă nimeni la urgență. Mai avem un telefon, îmi cer scuze. Sigur că da. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună seara, de unde ne sunați? Din Iași vă sun. Din Iași, vă ascultăm. Doamna doctor, sunt în evidență la clinica de cardiologie cu o fibrilație atrială și bloc de ramură drept. Sunt în tratament cu chinidină, am făcut inițial tratament cu cordarone, însă nu mi-a spus nimeni că periodic trebuie să fac niște teste, niște verificări tiroidiene și m-am trezit cu hipotiroidie, mă rog, severă. Sunt în tratament acum pentru hipotiroidie, sunt stabilizată. De asemenea, tot de la această amiodaronă am făcut și o alergie puternică și acum trag niște consecințe. După aceea am trecut pe chinidină, 200 mg, și ultima dată, la ultima verificare, care am făcut-o în 29 septembrie, mi s-a recomandat ca pe lângă 3 pastile de chinidină să iau un concor. În ultima vreme am început să fac crize destul de des. Luni, azi o săptămână, pe la ora asta, am venit vreo 100 de metri, să zic, pe stradă, na, zăpadă, mă rog, ceva efort, și am început să simt, m-am dus la o farmacie de vis-a-vis și mi-am luat tensiunea și pulsul. Tensiunea era 149 cu 70 și nu știu cât, și pulsul era 131. Am venit și am luat concorul ca să mă pot liniști, numai că am niște dureri cumplite de picioare. Noaptea trecută, din nou, iarăși, fără nimic, dormeam pur și simplu și m-am trezit pe la o bucată de noapte, pe la două și ceva, trei fără ceva. Am simțit că îmi bate inima tare și de acum eu sunt familiarizată cu treburile astea și mi-am luat iarăși pulsul și am simțit că pulsul este mare. V-am înțeles întrebarea, doamnă. Îmi permit să vă întreb câți ani aveți? Mulți, doamnă. Să fiți sănătoasă. 72. Să fiți sănătoasă, doamnă. Sunt ani dumneavoastră și sunt ani frumoși. Vă explic imediat, am dedus care este întrebarea dumneavoastră. Deci, doamnă, în primul rând, o persoană care are fibrilație auriculară, deci inima nu bate ritmic. Așa. Bate aritmic, bate neregulat. Așa este. Periodic, obligator, trebuie să consulte medicul. Măcar de două ori pe an să fie un consult cardiologic, în rest, la medicul de familie. Cam așa. Aceasta, v-am înțeles, vă rog să mă ascultați, da, ca să vă pot explica cât mai multe lucruri. Da. În primul rând, dacă dumneavoastră sunteți în fibrilație, important este, obligator, să aveți un tratament anticoagulant pentru a evita riscurile embolice. Și acest lucru, fie că l-aveți cu sindrom sau fie că aveți cu alte medicamente care asigură această anticoagulare. În al doilea rând, trebuie să aveți un antiaritmic care să vă mențină o frecvență cardiacă convenabilă. O frecvență cardiacă care să nu permită inimii să crească la 130, așa cum ați spus dumneavoastră, care sigur este neplăcut. Deci dacă rămâneți permanent în fibrilație, cu un beta-blocant, așa cum ați spus că deja luați, puteți să mențineți o frecvență cardiacă. Deci nu este o tragedie dacă rămâneți permanent în fibrilația auriculară, pentru că dacă fibrilația este mai veche, atunci asigur că este greu să se obțină ritmul inițial, ritmul sinusal, deci frecvența normală și obișnuită. Mai departe, ați luat cordarona. Cordarona este un medicament foarte bun, dar dă niște efecte secundare dacă nu este supravegheată din punct de vedere al dozei și din punct de vedere al duratei de tratament, încât complicația pe care ați făcut-o dumneavoastră, hipotiroidie,
poate să fie și ea ținută sub control, se poate să faceți concomitent și tratamentul pentru hipotiroidie, dar în același timp, dacă este absolut obligator tratamentul cu amiodarona, se poate să fie concomitent cu condiția să fie reglat bine tratamentul pentru tiroidă. Dar având în vedere că aveți aceste probleme, n-aș prea fi de acord cu tratamentul chinidină, care există și alte variante, v-aș recomanda să veniți la clinică, la Institutul de Boli Cardiovasculare, veniți la etajul 4 la mine, vă pun pe o direcție, dacă pot vă consult eu, dacă nu, rog un coleg, ca să putem stabili și cauza acestei fibrilații, dacă este permanentă, dacă mai putem reduce, încât vă invit cu mare plăcere ca să vă pot ajuta și ca să evităm aceste complicații de care, din păcate, ați avut parte dumneavoastră. Cu multe mulțumiri, doamna doctor. Cu multă plăcere, doamna. Am trimitere, chiar am luat trimitere de la medicul de familie. Vă rog, vă aștept cu plăcere, doamna. Mulțumesc mult de tot. La sănătate, balcon, da? Sănătate multă. La balcon, da? Da, doamnă. La deci clinica la balcon, de cardiologie. La clinica de cardiologie, la etajul 4. Mulțumesc mult de tot. Cu multă plăcere. Vă mulțumim și noi că ne-ați sunat. Multă vedeți sănătate. Sperăm că doamna a reținut toate sfaturile, sigur, și îndemnurile pe care le-ați dat și va fi totul foarte bine atâta timp cât va fi monitorizată și supravegheată. Indirect am putut să răspund la ceea ce ați întrebat dumneavoastră ca și început. În ce condiții o patologie cardiovasculară care este cronică poate să devină acută și cum putem preveni acest lucru. Uitați-vă, doamna a făcut un efort fizic, deci iată, efortul fizic exagerat, disproporționat cu patologia pe care o are, a generat o creștere a frecvenței cardiace de 130 pe minut, a fibrilației auriculare, ceea ce evident i-a dat niște simptome. Deci haideți să vedem, în condițiile în care există un tratament bine stabilit, atunci, și dacă pacientul este compliant, atunci, în mod normal, pacientul ar trebui să fie ferit de aceste excese sau acest risc de apariție a urgențelor. Dar dacă tratamentul este întrerupt, dacă dozele de tratament sunt inadecvate, dacă există un efort fizic exagerat pentru patologie pacientului, dacă există un exces alimentar, din păcate se întâmplă, mai ales la o oră nepotrivită, iată doar câteva elemente care poate să genereze un eveniment acut. După cum, orice boală poate, fără niciun fel de element precipitant, poate la un anumit moment să se complice cu un element acut. Iată un pacient hipertensiv, tot dau acest exemplu pentru că este o patologie foarte frecventă, în condiții de fric, în condițiile, să spunem, de o emoție, poate să se instaleze un accident vascular cerebral. Și nu numai, sunt mult mai multe complicații care poate să survină pe un fond de aparentă liniște. Doamna profesor, vă propun și dumneavoastră și telespectatorilor o scurtă pauză publicitară, după care promitem că revenim în direct și vom prelua telefoanele telespectatorilor. Am revenit în platou, stimați telespectatori, emisiunea Telemedicina continuă. Vă reamintim tuturor că alături de noi în această seară se află doamna profesor universitar dr. Cătălina Arsenescu-Georgescu, șefa clinicii de cardiologie medicală de la Institutul de Boli Cardiovasculare George Georgescu din Iași. Doamna profesor, discutam, așa cum telespectatorii noștri ne-au văzut și ne-au auzit, în prima parte a emisiunii despre urgențe în cardiologie. Continuăm cu acest subiect și așteptăm în continuare telefoanele telespectatorilor. Iată că deja avem un telefon, să încercăm să răspundem. Bună seara! Alo! Bună seara! De unde ne sunați? Din Iași vă sun, doamna. Din Iași, vă ascultăm. Vreau să o întreb pe doamna doctor. Bună seara, doamna! Bună seara, doamna doctor! Sunt diagnosticată cu hipertensiune arterială esențială, gradul 3. Cu risc cardiovascular foarte înalt, așa, și sunt sub tratament. Și iau Leridip, o pastilă pe zi. Vă auziți, da? Da, sigur că da, vă ascult, doamnă. Și după ce iau asta odată la prânz, și după ce iau această pastilă, cam după o oră, două,
îmi crește pulsul. Tensiunea îmi rămâne 11, 10, 12. De multe ori crește și tensiunea până la 13. Dar pulsul 90, 120 și iau câte un jumate de concor și îmi revin. Dar nu știu de ce mi se întâmplă treaba asta. Da. Am înțeles foarte bine întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna. Și ați sezizat foarte bine acest lucru, că după ce luați această medicație, cam după un ceas vă crește pulsul. Medicamentul pe care îl luați pentru tensiune este un vazodilatator. Unul din efectele favorabile este scăderea tensiunii arteriale. Dar, ca orice vazodilatator, dă și tahicardie, deci creșterea frecvenței cardiace. Este un efect normal și firesc a acestei clase de medicamente pe care o luați pentru hipertensiune arterială. Dacă vă deranjează, dacă frecvența cardiacă ajunge la 90, așa cum ați spus dumneavoastră, medicamentele pe care le luați trebuie să le asociați cu altă clasă care să vă scadă un pic frecvența cardiacă. Deci luați un tratament foarte bun, doar că nu este suficient să luați unul singur, ci trebuie asociat ceva care să intre în balanță și cu acest efect secundar sau efect neplăcut, aș spune, pentru că așa îl tolerați dumneavoastră. Deci este efectul medicamentului pe care îl dați și este firesc să se întâmple acest lucru în contextul vazodilatației care vă generează o scădere a tensiunii arteriale. Iată, mulțumim, doamne, că ne-a sunat, multă sănătate, îi dorim. Iată că hipertensiunea arterială deși este, medicamentele... este la mare actualitate. Este de mare actualitate pentru că este, în primul rând, o patologie foarte frecventă. Și iată că hipertensiunea arterială poate să genereze foarte multe complicații. Haideți să ne gândim doar la o complicație care poate să devină dintr-o patologie cardiologică, într-o patologie chirurgicală cardiologică, cardiovasculară, pentru că de la o hipertensiune arterială necontrolată și o creștere bruscă poate să genereze o disecție de aortă. Deci se rupe un perete a aortei care reprezintă o urgență majoră și pacientul ajunge la chirurgie, trecând printr-o clinică cardiologică, așa cum se întâmplă la noi. Dar toate aceste lucruri debutează cu o durere în coșul pieptului. Deci, iată, se poate corela o situație de urgență vasculară, așa cum se întâmplă prin creșterea tensiunii arteriale, se poate complica cu durere toracică, poate să facă infarct miocardic sau poate să facă o disecție de aortă. Deci, iată, vedeți cât de complexă este această patologie cardiovasculară, care de la o boală aparent prin frecvență, aș putea spune că ne-am obișnuit să spunem că este în ghilimele o banalitate, de fapt este o problemă de sănătate foarte serioasă, de aceea trebuie depistată și trebuie tratată corect, așa cum se recomandă și așa cum recomandă medicii. Să mai preluăm un telespectator. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, de unde ne sunați? Din Bacău. Din Bacău. Spuneți, doamnă, vă ascultăm. Am rugăminte la doamna profesor. Aș vrea să spun următorul lucru. Valoarea tensiunii minime este foarte mică, adică 47, 43, 37. Și vreau să vă spun, tratamentul este dimineața și seara tenoximaprofen la prânzile ridip cu aspirin carte. Am înțeles ce ați spus dumneavoastră. În condițiile în care există aparent o tensiune diastolică, deci cea mică, care este joasă, așa cum ați spus dumneavoastră, acest lucru poate fi generat pe de o parte de medicație, dar cel mai probabil înseamnă că dumneavoastră aveți asociată o altă patologie, o leziune valvulară, cum ar fi insuficiența aortică, care se caracterizează prin scăderea acestei tensiuni a doua diastolice, mai mult, așa cum mi-ați spus. Deci ar trebui de verificat, deci un bilanț cardiologic, pentru a verifica dacă nu se asociază această patologie sau dacă este legat de medicație, atunci se poate umbla la schema de tratament. Dar să ne gândim în primul rând că asociați și o altă patologie. Plus că după o anumită vârstă, este vorba în general de hipertensivul vârstnic, se întâmplă să fie un profil a tensiunii cu valori divergente, spunem noi, adică tendința la o scădere mai mare a tensiunii mici și o creștere importantă a celelalte valori mari. Și atunci este un profil
tensional al vârstnicului. Deci vedeți că sunt niște amănunte și niște detalii care țin de profilul nostru, de specialitate, încât v-aș recomanda cel mai bine să vă consulte medicul de familie să identifice niște lucruri. Dacă cumva sunt niște lucruri de profil strict cardiologic, vă adresați nouă sau unui cardiolog din zona dumneavoastră care vă poate rearanja schema de tratament. Mulțumesc frumos! Cu multă plăcere, doamnă! Multă sănătate! Mulțumim și noi! Multă sănătate în continuare! Doamnă profesor, medicamentele, medicația unui pacient cu hipertensiune poate pricinui la un moment dat o serie de manifestări neplăcute care să ducă până la urmă chiar la o urgență? Sigur că da! Medicamentele, în general, firesc le administrăm pentru a ține sub control niște elemente patologice. Când există un abuz de medicamente, poate să existe un răspuns terapeutic care să dea anumite simptome neplăcute pentru pacient, să scadă tensiunea prea mult, să scadă pulsul prea mult, deci iată că nici excesul nu este bun. Deci iată, în situația în care există un supradozaj de medicamente, poate pacientul să intre într-o stare de hipotensiune cu risc de amețeală în momentul în care își schimbă brusc poziția, se ridică în picioare și, așa spunem noi, hipotensiune ortostatică, respectiv generată de medicamente. Sau, eventual, de ce să nu spunem, de asocierea cu alte patologii, cum ar fi diabetul zaharat, care toate se intrică și poate să modifice reacția la medicamente care sunt date aceste medicamente pentru o patologie foarte bine stabilită și o schemă de tratament foarte bine stabilită. Dar patologia de obicei cardiovasculară este intricată cu multe alte comorbidități care modifică uneori reacția obișnuită la medicamentele care sunt administrate. Gândindu-ne la faptul că suntem încă în anotimpul iarna, nu e chiar foarte frig afară, dar am avut temperaturi scăzute săptămâna trecută, chiar atunci când spunea telespectatoarea noastră că i s-a făcut rău, poate că a fost corelată în și cu frigul. În contextul gerului, sigur, exact, că da. Ne continuăm ideea după ce răspundem la telefon, să nu ținem telespectatorii. Bună seara! Alo. Vă ascultăm. De unde ne sunați? Bună Alo. Seara! Vă ascultăm! Alo? Vă ascultăm, da, noi seara, vă auzim. Doamnă. Sunt din Hârlău. Vă ascultăm, doamnă, spuneți. Ne auziți? Am și eu rugăminte la doamna doctor. Vă rog, vă ascult. Vă ascultăm. Vă ascult, doamnă. Rugăminte la doamna doctor. Când pot să vin și eu la dumneiei să mă consult un pic, că n-am fost niciodată la un cardiolog? Veniți cu un bilet de trimitere la un cardiolog. Am înțeles. Pentru inimă, eu preductal și... Am înțeles, doamnă. Doriți un consult cardiologic. Veniți cu un bilet de trimitere de la medicul de familie în serviciul nostru, fie în ambulator, fie la etajul 4 și o să vă acordăm această consultație cu mare plăcere. Mulțumim, dacă m-ați, doamne, dacă m-ați auzit, atunci eu vă aștept cu plăcere, doamnă. Da, deci cu bilet de trimitere de la medicul de familie să facă dovada că este asigurată doamna și la Institutul de Boli Cardiovasculare George Georgescu din Iași. La să Spitalul Parhon. Sigur că așa da, știu, mai obișnuită e mai, cu, mai obișnuită cu această denumire a spitalului. Care Spital Parhon există, dar numai că suntem jumătate Parhonul vechi, jumătate cardiologie. Să ne continuăm ideea. Iată, patologie există și o patologie sezonieră. În condițiile unui pacient care deja știe de o suferință coronariană, dacă se expune la frig brusc, atunci poate să existe riscul de declanșare unei crize de angină pectorală, care, dacă nu este ținută sub control, poate să evolueze către un infarct miocardic sau către o angină instabilă, care constituie evident o urgență. Să mai preluăm un telefon. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Ne auziți? Bună seara! Bună seara, de unde ne sunați? Eu vă sun de la Piatra Neamț. De la Piatra Neamț. Vă ascultăm. Eu am fost internat la dumneavoastră la etajul 4 la cardiologie. Da, vă ascult, domnul. În 31 ianuarie. Așa. Am avut indicații de operații și eu m-am programat la chirurgie, după aia am ajuns jos că nu era clar treaba și
am zis să mai încercăm și o altă variantă și sunt programat iarăși pe 24 februarie. Da. Pentru o cardioversie. Sigur că da. Așa. Problema este că eu n-am reușit să stau de vorbă acolo la dumneavoastră, că am stat eu o săptămână cu un medic să mă lămurească și pe mine. Dacă eu o mai lungesc, ce se întâmplă cu inima mea? Bun. Să fac operația, să nu o fac și da. Ce ar fi rugămintea mea? A face cardioversia este un lucru care se rezolvă relativ ușor și nu presupune riscuri deosebite. Deci veniți la internare, o să vă explicăm absolut tot ce trebuiește. Păi asta era rugămintea mea. Dacă pot să intru un pic la dumneavoastră sau puteți să mă primiți? Sigur că da. Că eu am niște diagnostici aici, mai multe și urâte. Am reținut. Veniți la internare, vom discuta cu mare plăcere, oricum eu toți pacienții care sunt internați în clinică, eu îi văd la vizită. Dacă ne intersectăm, cu mare plăcere, vă explic ce credeți dumneavoastră că deci nu vă este suficient de clar. Cu mare plăcere, domnul, vă aștept cu plăcere. E la Piatra Neam, să rămână o seară. Am reținut, multă sănătate și vă așteptăm. Cu siguranță, domnul de la Piatra Neamț va fi văzut. De fapt, poate că uneori telespectatorii sau e vorba de telespectatori, e vorba de pacienții dumneavoastră internați, poate că au impresia că nu stă medicul de vorbă cu el, dar medicul întotdeauna se informează din foaia de observație. Deci eu din... pot să spun cu mare plăcere că în clinica mea, în clinica care o coordonez, am un colectiv care este format din foarte mulți tineri. Pentru că la noi se formează toate generațiile de cardiologi care funcționează la ora actuală în Moldova sau în alte părți ale țării sau eventual exact. Și în afara țării. Aceștia sunt foarte bine pregătiți. Aceștia pentru sunt că... cât se poate de bine pregătiți, sunt cât se poate de disponibil, au această capacitate de a discuta și această plăcere de a discuta cu pacienții, încât n-aș putea spune că pacienții noștri sunt neglijați sau nu li se explică absolut tot ce trebuiește. Încât disponibilitatea în clinica de cardiologie de la Institutul de Boli Cardiovasculare a fost remarcată de mulți pacienți la modul pozitiv, la modul plăcut, la modul util și necesar pacienților noștri. Încât eu aștept să explicăm tot ce trebuiește exact, la pacienții exact. Noștri. Toate nelămuririle se sigur. Vor clarifica. Deci problemele circulatorii se agravează iarna până la urmă. Se agravează. Fie că este vorba de patologia strict cardiacă, fie că este vorba de patologia periferică. Deci când spun periferie, spun inclusiv la extremitățile superioare, pentru că uneori există pacienți care declanșează o vasoconstricție deosebită, se învinețesc de-a dreptul degetelor, care are semnificație patologică. Nu mai vorbesc de pacienții cu arteriopatie obliterantă la membrele inferioare, deci tulburări de circulație periferică, care se exacerbează durerile și se reduce consistent perimetru de marș, ceea ce înseamnă un element evident de agravare a patologiei. Deci iată că suntem în sezonul de iarnă, iarna încă n-a trecut și trebuie să știe pacienții noștri că trebuie să se ferească de o expunere și prelungită și bruscă la gelul de afară, pentru că acest lucru poate să declanșeze suferințe și, în primul rând, suferință coronariană. O agravare a anginei, o declanșare a unei dureri în torace în condiții de frig presupune un anumit timp de angină, presupune o medicație particulară și specifică și atunci este bine să luăm în considerație și această patologie exacerbată de sezon, respectiv sezonul rece, așa cum este acum. Cine ar trebui să fie mai grijuliu în acest sezon? Vârstnicii sau și tinerii? Poate și femeile însărcinate? Să știți că există, într-adevăr, categorii de pacienți care au un risc mai mare. În primul rând, vârstnicii. Vârstnicii pentru că sunt mai fragili, fiindcă au numeroase comorbidități. În egală măsură și persoanele tinere care, sau să spunem copiii, care sunt de obicei imprudenți și aici există un risc. Dar, în general, persoanele care se știu cu o patologie cardiovasculară, pacienți care asociază diabetul zaharat, reprezintă categorie cu risc înalt, cu risc foarte înalt. Deci cine știe că are o suferință, atunci evident că trebuie să fie mai precauți,
în orice înseamnă variații de temperatură sau variații de, de activitate, de efort fizic. Toate aceste lucruri pot declanșa elemente acute. Dintr-o boală stabilă, cronică, se poate transforma într-o urgență cardiovasculară. Spuneați, profesor, că și alimentația poate determina la un moment dat o urgență în cardiologie. În ce sens? Marea majoritate a pacienților, de exemplu, hipertensivi, care sunt supuși unui exces alimentar, unei alimentații fie mai bogate, fie mai sărată, atunci, evident, există riscul de a nu-și mai face efectul medicamentele așa cum ne-am aștepta sau așa cum sunt ele rânduite în mod obișnuit. În condițiile în care se produce dezechilibru din punct de vedere al dietei, acest lucru se răsfrânge și în ceea ce privește răspunsul la terapia medicamentoasă care este prestabilită. Deci sarea trebuie consumată mai cu prudență, nu? Alimentele bogate în grăsimi, evident. Nu mai vorbesc de pacienții diabetici care trebuie să respecte o dietă corespunzătoare. Deci iată câteva repere. Haideți să nu mai spunem de pacienții care fumează. Iată, chiar acum, după amiază, stăteam de vorbă, consultam pacienți care, în ciuda faptului că au făcut un infarct miocardic, erau fumători în continuare. Este un lucru, este o greșeală și este un rău pe care spun eu și îl fac pacienții noștri cu bună știință. Deci să renunțe la aceste vicii, plăcere în aparență, pentru că de fapt și de drept sănătatea este mult mai prețioasă. De fapt, ce se întâmplă la pacientul care fumează? Explicați-le mai bine ca să înțeleagă, poate îi speriați puțin pe pacienții care fumează. Pacientul care fumează este supus riscului de apariție a tensiunii, de apariție a frecvenței cardiace crescute. Este un cumul de factori de risc. A spus un telespectator de-a nostru că suferă de hipertensiune cu risc foarte înalt. De unde rezultă acest lucru? Din niște tabele. În aceste tabele sunt câteva elemente simple. Colesterol, tensiune, fumat, sexul feminin sau masculin, vârsta. Sunt elemente, unele sunt controlabile, dar altele sunt cele care țin de pacienții noștri, de incorectitudinea și lipsa de cooperare cu medicul, fiindcă medicul sigur îi recomandă și îi recomandă cu cea mai mare dorință de a fi sub control eficient și de a preveni niște elemente acute. Deci pacientul care fumează poate să facă mult mai des și mult mai ușor infarct. Absolut. Nu? Decât mai ales, pacientul care nu fumează. Mai ales în condiții că pe lângă fumat se mai asociază și alte elemente. Se asociază un abuz de băuturi alcoolice, se asociază obezitatea, se asociază o alimentație sărată. Toate aceste lucruri înseamnă un cumul de factori de risc modificabil, deci pe care îi putem ține sub control. Dar acest lucru ține de dorința și capacitatea pacienților noștri de a fi complianți la recomandările noastre. Doamnă profesor, sperăm că telespectatorii noștri au fost foarte ascultători și de această dată și și-au notat acolo, în ghilimele, spun, recomandările noastre. Recomandările și sfaturile dumneavoastră pe care le-ați dat cu atâta drag ca de obicei și pot să apeleze oricând cu cea mai mare încredere la Institutul de Boli Sigur. Cardiovasculare. Cu un bilet de trimitere de la medicul de familie, în ambulator sau direct în clinică, tot în serviciu de ambulator, îi ajutăm cu dragă inimă. Sigur, și orice nelămurire au să vă întrebe, să nu le fie jenă, pentru că vor primi răspunsul. Disponibilitatea noastră este maximă, disponibilitatea medicilor tineri este la fel de mare, încât noi așteptăm cu drag să fim de folos pacienților noștri. Și vor pleca mai sănătoși acasă. Mulțumim foarte mult, doamna profesor, și vă mai așteptăm la noi la Telemedicina. Iar dumneavoastră, ce să vă spunem, dragi prieteni, decât multă sănătate, ne revedem lunea viitoare la 17:30 cu un nou invitat cu o altă temă. Multă sănătate! Sănătate și inima cea bună! Să dea Domnul!